Colegiul Mihai Viteazu din Bumbejiu este singurul din zona Olteniei care a beneficiat de fonduri europene nerambursabile în vederea realizării unui campus școlar de amploare. Fondurile alocate sunt de 2 milioane de euro. În ce constă acest campus școlar? În construcții noi, bineînțeles și cu dotarea respectivă. Construcțiile noi se referă la o cantină cu 50 de locuri, de asemenea un cămin, tot cu 50 de locuri, tip hotel, construite în curtea școlii. În plus, se vor reabilita interior și exterior ambele clădiri existente, cea cu sălile de clasă și laboratoarele și cea cu atelierele școală și sala de sport. Baza sportivă va fi de asemenea reamenajată la norme europene cu instalații de nocturnă. Laboratoarele tehnice și atelierele școlare vor fi dotate cu aparatură și utilaje de ultimă generație. În felul acesta sperăm să redevenim ce am fost, deci o școală de frunte a județului și nu numai a județului, pentru că la Sadu, pentru că așa se cunoaște această localitate, Bumbejiu, și-au desăvârșit studiile elevi atât din Sibiu, din Cugir, din Ploiești. În plus, școala de maestri de la Sadu era cea mai vestită, mai ales în domeniul pirotehnic. Realizarea campusului școlar va începe anul acesta, iar data limită de finalizare este în anul 2013.